Da, ca să rămânem tot în zona asta banilor, ce se mai întâmplă cu legea salarizării și cum va asimila ea ordonanța Cu guvernului legată creșterea. de creșterea salariilor medicilor? E un Deci, subiect mult bineînțeles, agitat. da. Bun, ordonanța pentru salariile medicilor și personalului medical a fost adoptată și va fi practic inclusă în legea salarizării. Doamna ministru Plumb a ținut cont și a primit de la noi toate propunerile din sistem. Deci propunerile, mă refer de la sindicate, asociații profesionale, normal că vom mai avea propuneri, normal că discutăm până când draftul va fi practic în formă, adus către forma finală. Și eu spun că legea salarizării unitare, în primul rând, va elimina și va repara acele inechități între categorii. La medici era o mare nedreptate pentru că poziționarea lor pe scara ierarhică era foarte, foarte nedreaptă. Și atunci, normal că legea nouă a salarizării, din punctul nostru de vedere al sistemului sanitar, trebuie să repare acest aspect. Și doamna Plumb a înțeles lucrul acesta și vreau să spun că lucrăm foarte bine pe cel puțin pe domeniul sănătății. Nu vorbesc de ce este la educație și în alte domenii, unde sunt discuțiile cu miniștrii de resort. Deci eu sunt optimist și sper ca draftul final să fie cât mai curând. Și dânsa ne Acum, așteaptă. sigur, e mai mult o problemă a doamnei Plumb, dar pe de altă parte, Nu. această repoziționare, cum îi spuneați, pe Da. scară a medicilor nu atrage după sine riscul ca și alte categorii sociale care poate la fel sunt neprivilegiate din punct de vedere al salarizării să se revolte, să spună, domnule, dacă s-a putut acolo, de ce nu se poate și la noi? Sau de ce nu Păi se poate nu. și mai mult la noi? Oricum, noi vorbim aici de creșteri salariale, deci nu Evident, vorbim de dar și creșterea scăderi. poate fi mai mare la unii și mai mică la alții. Bun. Pe moment, important este că ținta noastră este aceea de a încerca să retribuim corect în funcție de munca pe care o prestează orice cetățean al României angajat la stat, pentru că noi vorbim de stat. Ulterior, bănuiesc că și privatul va face la fel. Și atunci, no, principiul este de necontestat. Nu, muncă mai multă se plătește mai mult. Ăsta va fi principiul legii salarizării unitare. Nu mi-aș face probleme din acest punct de vedere că, nu știu, s-ar supăra alții, că nu. Important este ca toți să fie tratați în funcție de efortul pe care îl depun, pregătirea, studiile, deci inputul valoric pe care îl aduc societății și nu cred că, și în primul rând, eliminate nedreptățile din 2010. Pentru sistemul național de sănătate pe care dumneavoastră l-ați încercat să-l Da. creionați de când ați venit la minister, ați avut vreun model punctual al altor state? Vorbeam chiar înainte de a intra în emisiunea noastră despre Statele Unite, unde încasările sunt de 18% din PIB la Alocația noi, bugetară, alocația la noi vorbim de sume da. ridicole comparativ cu așa ceva. Ați văzut la alții Nu un se model și ați vrut pot să-l compara aplicați? PIB-urile, e corect. Da, pentru mine, eu sunt un mare fan al sistemului american de sănătate. Îmi place foarte mult și am urmărit modul de dezvoltare al ultimilor ani și mai ales perioada după Obamacare. Obamacare, care a fost, apropo, principala reformă propusă de actualul președinte american. Și foarte corectă, de stânga, Da. apropo, reformă de stânga. Și, dar, ceea ce, într-adevăr, îmi place foarte tare acolo este modul individualizat de abordare al fiecărui pacient. Aici poate mai avem, adică sigur mai avem mult de lucru și noi în România, sunt și alte state europene care au multe de învățat de acolo. Iar atunci, preluând multe din modelul american, preluăm multe și din modelul britanic. Iarăși, un model de sănătate care mie îmi place foarte mult și din care vreau să mă inspir. La fel, modelul francez și modelul german. De exemplu, pe partea de medicamente. Deci, pe partea de evaluare a medicamentelor, mergem foarte mult pe ceea ce ne recomandă Institutul NICE, Institutul HAS, și Institutul francez și Institutul german. Fiind în Europa, automat prioritățile și, în general, posibilitățile sunt mai
și putem fi mai, cum să zic, mai eficienți dacă mergem pe cele trei variante. Deci evaluare de medicamente, listă de medicamente compensate, delistări, apropo, deci noi practic tot ceea ce am făcut, am făcut în sensul de a armoniza și legislația cu ce se întâmplă în acele țări, în primul rând, pentru că altfel România era într-un impas. Noi nu mai puteam introduce nimic pe lista de medicamente compensate. Deci era o nebunie. Aveam niște ghepuri de 7, 8, 10 ani. Deci un tratament nou intrat astăzi în Europa trebuia să aștepți 10 ani să intre în România. Ceea ce era o aberație. Lucrurile acestea au fost corectate, iar rezultatele au început să se vadă, pentru că deja noi avem mai multe medicamente care deja au intrat în lista de compensate. Unul dintre ele, ultimul, cel pentru hepatită, intră practic în primul val de țări din Europa, intră și în România. E prima oară când intrăm noi înaintea multor state din Europa, intră un tratament la noi înaintea altor state din Europa și tot așa. Iarăși, sper să se continue lucrul acesta. Pe de altă parte, apropo de abordarea față de pacient, protocolul terapeutic. Normal că trebuie să ținem foarte mult cont de recomandările europene și e și bine așa. Au o experiență pe care nu cred că o putem contesta. Și la fel, iarăși, modelul american, v-am zis, care poate fi util totdeauna. Cum mai este cu colectarea banilor din sistem și cum mai este cu această, să spunem, împiedicarea sifonării banilor din sistem? Înțeleg că în ultima vreme vă ajută foarte mult DNA-ul, vă ajută foarte mult parchetul. Și cardul. Și cardul, da. Când vom reuși să scăpăm de aceste rețele care căpușează într-un stil mafiot, cel puțin așa ne spun procurorii, spitalele din România și sistemul medical în ansamblu? Cam uitați-vă că începem încet, încet. În primul rând, eu le-aș recomanda tuturor să fie foarte atenți, pentru că acum sunt sisteme, deci sunt anticorpii ai sistemului foarte serioși și concreți. Deci nu ca până acum. Și repet, cardul de sănătate e la baza acestui sistem informatic pe care îl avem noi în momentul de față, da? Dosarul electronic al pacientului, la fel. Deci va fi foarte greu, deci sistemul românesc va fi foarte greu de fraudat. De aceea cei care mai au astfel de inițiative îi avertizez că sunt sortite eșecului din start. Pe de altă parte, aplicând proceduri și reglementări internaționale pe evaluări de medicamente, pe introducere de medicamente, pe prescriere de medicamente, și verificările sunt la fel de obiective. Deci ai iarăși anticorpii sistemului și de aceea iarăși rețele de care vorbeați dumneavoastră sunt destructurate de la sine. Unele dintre ele cu vechi probabil obiceiuri sunt destructurate și de procurori. Nu, sistemul tinde să se însănătoșească. Asta este așa ca o primă concluzie a celor câte luni. 18 luni, 17 luni la Ministerul Sănătății. Cum rămâne cu povestea, eu nu-i spun dar șpagă. Dar se poate vindeca, asta e important. Cum rămâne cu povestea, repet, eu nu-i spun șpagă, dar recompensării unui medic de către pacient. A fost o inițiativă a premierului Ponta care a născut ceva discuții, legalizarea asta cu ghilimele. Este vorba, da, dar nu propagarea în mass media și cred că și confuzia semănată și de unii colegi ai mei de sistem. Deci e vorba de o modalitate de care îi permite medicului să presteze o muncă suplimentară, să spunem, dar pentru care va fi plătit suplimentar. Pacientul va putea plăti în baza unui barem, da, deci unui tarif existent la spital, prezența medicului în spațiu contravaloarea, de stat. Contravaloarea acelei intervenții, da, chiar în spitalul public. Ceea ce medicului normal îi va aduce un onorariu fiscalizat. Asta este diferența. Deci abordarea este diferită. Deci nu legalizează nimeni șpaga, din contră. Nu va mai fi posibil să existe acest fenomen. Și asta cred că trebuie să înțeleagă toată lumea. De pentru la pacient nu va reprezenta o discriminare, nu vor fi unii care vor spune: eu nu permit să plătesc medicul să vină după program în spitalul respectiv, chiar dacă de stat să se ocupe în mod special de mine. Vedeți, tocmai de aceea, e adevărat, e o abordare curajoasă.
aș putea spune. Ne inspirăm aici și din ce au făcut colegii noștri francezi. Asta vreau urma să vă întreb. Există în multe alte state. Multe alte state i-au depășit acest stadiu pentru că deja ei sunt la pasul următor, adică au trecut la asigurări suplimentare sau asigurări private. În România, în momentul de față, nefiind definite acele servicii, în momentul ăsta toți suntem asigurați, nu? În baza contribuției pe care o avem oprită din salariu și plătită de angajator, da? Deci toți suntem asigurați și toți beneficiem de servicii de asigurare, cei care plătim asigurări. E, în momentul în care apare această diferențiere, da, între servicii private în spitalul public și serviciile publice, automat pasul 2 va fi apariția asigurărilor private. Ceea ce vedeți, cred că oriunde în lume, nu? În lumea civilizată mă refer. Da, este o modalitate și de a regla sistemul, de a crește calitatea, de a putea plăti, de a putea de fapt să asiguri medicului și asistentei un venit serios și comparabil cu ce văd în alte țări, cu care normal se compară. Și de pe bani în plus la sănătate. Domnul ministru, o ultimă întrebare. Să facem așa o simulare că mâine ar trebui să plecați de la minister, dintr-un motiv sau altul. Da. Care ar fi lucru de care să spun așa sunteți cel mai mândru că l-ați realizat pe mandatul noastră și de pe partea cealaltă, care este cel pe care vi-l reproșați cel mai tare pe perioada aceluiași mandat? Sunt mai multe, dar nu știu, un top 3 așa. În momentul în care apuc să semnez studiile de fezabilitate pentru cele 3 spitale regionale, pentru că am negociat fondurile pentru ele, deja sunt fondurile prinse, banii europeni. Asta e unul. A doua chestiune, că am dat drumul la lista de medicamente compensate, inclusiv medicamentul pentru hepatită C ciroză, și că am reușit să pun la punct un program de chirurgie cardiacă pediatrică. Restul, programul de ATI, programul de infarct, sunt... Și de partea cealaltă, eșecul, să spunem așa, cel mai mare. Și salarizarea, pardon. Că am fost multe ministru care am reușit să măresc de 3 ori salariile. Să vedem cât de obiectiv să fiți la partea cealaltă. Ce vă reproșați cel mai tare? Că n-ați putea sau n-ați făcut? Da. Păi nu, îmi reproșez că nu am reușit să fac mai mult pentru infrastructură. Pentru infrastructura de spital. E adevărat că foarte multe din spitale, deși lumea nu știe lucrul acesta, nu mai țin de Ministerul Sănătății, sunt către autoritățile locale. Și aici cred că și noi am greșit foarte mult în a comunica și a explica, poate și în relaționarea de multe ori cu autoritățile locale. Deci asta ar fi un reproș și trebuie îmbunătățită și lucrez la lucrul acesta. Și pe viitorul an aceste economii se vor regăsi foarte mult și în infrastructura de spital. Și era normal ca banii să ajungă acolo unde trebuie. Cum întrebați dumneavoastră ce se întâmplă cu acele drenări de... Da. Uite, trebuie să ajungă acolo. Deci asta ar fi o chestiune. A doua, că n-am reușit să măresc salariile cu atât de mult cu cât mi-aș fi dorit eu. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnul ministru. Vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc și oricând.